G2A, jocuri blandă bombă la prituri și mai blandă bombă. Link în descriere. Hât, hât, Johnule, hât, ia, hât, hât, Johnule, hât. Ce trebuie să faci mă acolo? Mamă, mare piesă, mare, mamă să vezi bă ce-a apărut, mamă. Păi zi-mi ce faci. Mamă, de mare hit mă, mare hit mă, mare hit, zi 100%, mare hit. Bă, dar spune man, spune ce faci. Mamă, hâț man. Păi dă-te în p***. Și de ce mă jur pe mine, man, ce ți-am făcut eu, man, dacă zic că mare hit, mare hit? Ești prost. Hit așa vine, uite, hâț, hâț, Johnule, hâț, da, hâț, hâț. Du-te, nu, lasă-mă, du-te, pa. Hâț, hâț, Johnule, hâț, 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 Johnule, hâț. I said, girl, why you keep calling? I said, girl, why you keep calling? Yeah, she said, I need a new whip, yeah. Bine ați venit la un nou episod, Johnny mei preferați, măi, hâți vouă și hâți și tuturor apropiaților, mă, chestia asta cu hâți e prea hâți. Mă, astăzi, după cum ați văzut și din titlul, deja știți, de fapt, reacționăm la piesa lui Dorian Popa cu Shift, care se numește Hâți și e numărul 4 pe trending în momentul în care filmez acest episod. Și nu știu despre ce este vorba, am văzut doar câteva secunde din piesă că am zis că, bă, vreau să fac react la chestia asta. Vreau să vă zic eu vouă, mă, băieți și fete, că imediat facem 232k și imediat facem chiar și mai mult de atâta. Bă, stai așa că e prea luminos, frate, stai un pic așa numai să închid aici o jaluzea. Way better, na bun mă. Astăzi reacționăm la piesa Dorian Popa, imediat facem 235k, așa că abonați-vă, dați videoclipul ăsta prietenilor voștri și nu uitați, încă o chestie vreau să vă zic eu vouă foarte, foarte importantă, vă rog frumos, acum toată lumea care se uită la acest post, în momentul ăsta, până vorbesc eu, mergeți jos, dați mai jos, scroll down sau dacă sunteți pe telefon o să vedeți acolo, ieșiți din full screen și vedeți acolo un clopoțel, apăsați pe clopoțelul ăla și puneți să se trimită toate notificările, vă iubesc dacă faceți chestia asta, vă pup full homo, Kappa Pride, glumesc, ok, vă pup, dar nu homo, ok, ok, no homo. Oricum, deci ne uităm astăzi la piesa lui Dorian Popa pe Shift Hits. În momentul actual e 4 în trending, are 350.000 de views. V-am zis, am văzut puțin din video, dar am vrut să reacționez la el, așa că aici suntem, uite-ne, nu uitați să-mi dați follow pe Insta înainte. Doamne ferești ce ghii a fost chestia asta. Mai să ne punem căștile pe cap, sperăm că de data asta nu o să fie cringe. Sunteți pregătiți că eu nu-s. Glumeze, hai să dăm drumul. 3, 2, 1 și Dorian Popa pe Shift Hits. Official video, let's go. Fuck! Stai așa că ceva nu-i bine. Acum, 3, 2, 1 și... Nii, mă, ce handicapat, mă, stai că nu știu să apăs pe butoane, ești nebun, am calculatorul ăsta, nu știu să-l folosesc. Prima impresie despre piesa asta, au trecut 11 secunde, prima impresie despre piesa asta este faptul că mie mi se pare beat-ul ăsta și instrumentalul ăsta, mi se pare așa de comun, să zic așa, gen tip, sună aproape la fel ca orice piesă comercială pe care o vezi tu pe internet, sau la televizor, sau la radio, sau whatever. Asta e doar opinia mea, deci da, prima opinie este un pic prea comercială. Low-key, tatuajele astea așa fake, sunt ciudate, mă, nu știu de ce. Mă, ori ai tatuaje blană ca lumea, pe bune ori nu mai ai, ce dracu. Da, bă, sunt faine tatuajele, nu zic că nu sunt faine, dar faptul că sunt fake le face un pic așa, să spișe, știi, sus. Uite, fratele Shelica. Avem aici, frate, Shift Robocop. După aia avem pe tipa aia care e Robocop în varianta feminină. Something is about to get down. Bă, deci am ajuns și la refren. Refrenul, nu știu, după cum v-am zis, sunt foarte comercial, înțelegeți? Și refrenul ăsta e, din cauza la instrumental, duce înspre mania trap. nici nu știu cum să explic, jur. Bine, n-am de ce să fac hate la piesa asta, vă dați seama, n-am de ce să fac hate la piesa asta, whatever. Duce așa înspre un pic, înspre mania trap. Hâți, hâți, Johnule, hâți, Uei, ce trotinetă!
e melodie clasică, nu? Clasică, care auzi la radio oriunde, e o melodie de duzină, să zic așa, înțelegeți? Shift și Dorian Popa îți cântăresc bun, frate, nu zic că nu, îți cântăresc bun sau whatever. Nu-s pe gustul meu, da, dar îți cântăresc bun, respectul meu pentru ei este maxim. Dar sound-ul piesei, nu știu cum să zic, e foarte... Ați înțeles voi ce zic, de industrie, de duzină, e făcută ca să producă bani nou, să... whatever. Hâț, băi, dar omul ăsta care ar trebui să-și facă tatuaj cu Hâț John. Dar nu așa, gen Archibald, whatever. Tatuaj cu Hâț John. Pentru că chestia asta cu Hâț, dacă nu știți, pe Dorian Popa l-a boostat foarte, foarte mult. De ce? Pentru că chestia asta a ajuns un meme, înțelegeți? Și când ajunge ceva meme, e clar, este răspândită peste tot, peste tot. Cum a fost și cu Blană Bombă, dacă mi-ați zis minte. Blană Bombă, vorba mea, frate, a ajuns și la fucking Radio Guerilla, au fost niște copii care aveau... ăsta cum se numește, aveau trupa numită Blană Bombă. Și la fel și cu la Carla Dreams, s-a ajuns vorba ăsta, Blană Bombă la Carla Dreams, s-a zis-o într-o emisiune Vocea României, sau dracu ce emisiune de astea de cântat o mai fost, nu mai țin minte exact. Știți ce trebuie? Ce trebuie la melodia asta? Trebuie să facă cineva un metal cover, să-mi bat piciorul din nou așa cum urlă hardcore piesa asta. De-abia aștept, mă, de-abia aștept, jur. Vă rog, faceți cineva un cover, un metal cover, vă rog frumos. Dar din ăla death metal, hardcore. Jordule! Johnule, Hâț, ei, Hâț, Johnule, ei, Hâț, Johnule, Hâț, ei, Hâț, Johnule. Fetele cochetele își lasă amprentele pe toate inimile, ca și ale zicastrele. Man, nu știu de ce, dar jur că chestia asta cu fetele cochetele, dacă auzi versul ăsta într-o piesă, fetele cochetele, nu știu de ce, dar gândul meu sare direct la... Am uitat ce am vrut să zic, să-mi b***a de nu, am uitat ce am vrut să zic, jur că am uitat ce am vrut să zic, haide. E clasic, man, clasic, piesă clasic, no. Eu zic că chestia asta, eu zic că Dorian Popa, dacă te uiți la acest video, piesa e decentă, dar vreau să zic că ai făcut prea târziu piesa asta, mult prea târziu, trebuia piesa asta să o faci atunci, frate, când chestia asta cu Hâț John era un meme și a explodat meme-ul ăsta, atunci dacă făceai piesa asta, mamă, frate, zic eu, peste 2 milioane în prima zi, 100%. Chiar și dacă acum face views și o să facă peste 1 milion și whatever, dar atunci, frate, dacă făceai piesa asta, mă, așa boom gigantic avea piesa asta, că jur că întrecea tot ce vezi tu pe YouTube în momentul de față, chestiile astea cu Five Gang și whatever, copiii ăștia, știi, care încearcă să facă piese. Pentru că, nu, ești un artist în toată firea și Shift la fel și piesa, v-am zis, nu sună rău deloc, chiar dacă nu e genul meu muzical. Piesa făcută bazându-se pe un meme, asta trebuie ei să fie scoasă fix când meme-ul ăla îi în... pic la reach, înțelegeți? Când toată lumea vorbește despre Hâț John și chestii din astea. Momentan au cam murit meme-ul ăsta cu Hâț John. Dar atunci, frate, când toată lumea vorbea despre chestia asta, când era hype as fuck meme-ul ăsta, atunci dacă scuteai piesa asta, lux. Era rupere, vă zic eu, 100%. Mă, da, pe mine mă trigărește femeia aia, mă, frate, aia cum vede, bă, cu ochelarii aia? Ochelari de Robocop, frate, ești nebun? Și eu vreau să-mi cumpăr, bă, chiar o să caut să-mi cumpăr chestiile alea pentru videoclipuri. Ce ziceți? Apare un personaj nou la mine pe canal, Robocop, Redocop, Hurts, John.
Mă, cam atât din melodie, urmează refrenul și după aia se încheie. Deci da, mă, după cum am zis, concluzie, e o melodie care sună decent, nu zic că sună, nu-i genul meu, deci whatever. Da, bă, dacă sună bine, sună bine, you know. Nu o să ascult melodia asta în mașină, nu o să ascult melodia asta în timpul liber, dar este o melodie făcută pentru oamenii care ascultă melodii de genul. Nu judec pe nimeni după genul lor muzical. Ok, gata! Oricum, sper că v-a plăcut această reacție. Mulțumesc că v-ați uitat până aici. Și dacă v-ați uitat până aici, vreau să scrieți în comentarii, să spamați în comentarii hâț. Dacă v-ați uitat până aici. Imediat facem 240k, imediat facem 250k, fraților. Să-mi va piciorul de nou, am urcat ceva. Și încă nu-i gata vara, de-abia am început vara. Și vreau, de-abia am început vara pentru mine. Înțelegeți? Deci da, vreau să vă zic că vă mulțumesc foarte mult pentru tot suport acordat. Nu uitați să-mi dați follow pe Insta, imediat fac 50k pe Insta. De-abia aștept să fac 50k pe Insta, dar 50k vreau să, o să fac un giveaway venit din partea mea, o să văd eu cu ce o să fac giveaway-ul ăla, nu știu încă. Dar o să fac un giveaway venit din partea mea pentru voi, pentru că m-ați susținut atâta și nu o să fie absolut niciun din asta, niciun criteriu de intrare decât să mă aveți de follow, atât. Și să dați un comentariu ca să pot să aleg winner-ul, vă dați seama. Deci da, vă mulțumesc foarte mult pentru tot suportul acordat. Eu am fost Red, ne vedem la video următor care o să fie mâine cel mai probabil sau poate pe mâine, că de fapt mâine nu știu dacă o să pun video pentru că o să fiu plecat. Na, whatever, o să vedeți voi, când o să fie, o să fie, da? Oricum, eu am fost Red. V-am pupat, v-am pupit, pup, hâț, John! I said, girl, why you keep calling? I said, girl, why you keep calling? Yeah, she said, I need a new whip, yeah, cause I know that you're still ballin'. She just wanna go back to the future, so I brought that girl a DeLorean. 21 minutes until I got go, so I told that girl, I'm gonna slaughter it.